găsit, dragi telespectatori, sunt Aura Stoienescu și astăzi la emisiunea Panoramic, invitata mea este Alina Toader, director adjunct al Direcției Publice de Protecție Socială din cadrul Consiliului Local al Municipiului Târgu Jiu. Bună seara, Alina, bine ai venit! Mulțumesc pentru invitație, Aura! Noi am fost și colegi, așa că ne putem permite să ne spunem pe nume, suntem și de vârste apropiate și am fost colegi de liceu, așa că numai bine că ne-am revăzut după ceva ani. Ceva ani și ne-am revăzut cu drag și sper să ne revedem mai des de aici înainte. Și eu sper la fel. Dragi telespectatori, am invitat-o pe Alina pentru că sunt foarte multe activități care țin de serviciul de protecție socială din cadrul primăriei Consiliului Local Târgu Jiu și cu siguranță dumneavoastră trebuie să știți și puteți afla cu această ocazie exact cui trebuie să vă adresați pentru anumite probleme, ce condiții trebuie să îndepliniți. Am vrut mai întâi să facem o prezentare generală a serviciului ca să știe oamenii, Alina, exact cum pot apela și ce pot să obțină, ce drepturi au. Serviciile noastre și ce drepturi au. Și propun să începem, eu mi-am notat aici activitățile direcției, dar eu propun să începem cu ajutoarele de încălzire, că sunt cele mai de moment, de actualitate. Sigur că da. Știm cu toții că se acordă în fiecare an ajutoare pentru încălzirea locuințelor, a celor categorii de persoane sau familiilor cu venituri reduse, mă refer la cele familii sau persoane cu venituri de până la 615 lei pe membru de familie și, bineînțeles, cu respectarea anumitor condiții impuse de legislația în vigoare. Aici este vorba de niște criterii, însemnând că acele persoane care doresc să obțină ajutoarele de încălzire nu trebuie să dețină anumite bunuri prevăzute într-o listă a bunurilor care duc la excluderea acordării ajutoarelor de încălzire. Putem să dăm câteva exemple? Putem să dăm și câteva exemple. Cele mai importante sau cele cu care ne-am confruntat noi, situațiile cu care ne-am confruntat noi și au dus la excluderea acordării acestor ajutoare au fost cele legate de deținerea unor depozite în sume mai mari de 3.000 de lei. Am avut astfel de cazuri. Sau autoturisme cu vechime mai mică de 10 ani, am avut și astfel de cazuri. De adică legea... pot să aibă mașină, dar nu nouă. Nu nouă. Deci cu vechime mai mare de 10 ani și cu condiția să aibă un singur autoturism. Adică nu poți să aibă un autoturism cu vechime mai mare de 10 ani și unul cu vechime mai mică de 10 ani. Deci este exclus. Faptul că deja au două autoturisme nu permite acordarea acestor ajutoare pentru încălzirea locuințelor. Acestea sunt cele mai mari sau situațiile cele mai des întâlnite cu care ne-am confruntat noi. Bineînțeles să nu deținem mai multe locuințe, gândind că totuși aceste ajutoare pentru încălzire sunt adresate familiilor cu venituri reduse, iar atâta timp cât se plătesc din bugetul de stat, este normal să existe și aceste limitări. În timpul anilor am avut, cum vă spuneam, astfel de situații. Facem verificări în privința deținerii acestor bunuri, încercăm să eliminăm aceste cazuri de la început, încât să nu ajungem să acordăm ajutoarele și să fim obligați să le recuperăm. Am avut și situații de maniera aceasta, în urma unor controle efectuate, când s-a ajuns la a se emite decizie, dispoziție de recuperare a sumelor, lucru neplăcut atât pentru noi, pentru că a fost o muncă în plus, cât și pentru oameni, gândind că trebuie să restituie sumele și de multe ori sunt sume destul de mari. Pentru că limita maximă a ajutorului care se poate acorda la sistemul de încălzire cu gaze naturale, de exemplu, este de 262 de lei. Ori gândind că pentru 5 luni a primit acești bani necuveniți, a urmat recuperarea și pentru oameni a fost destul de greu și pentru noi, cum vă spuneam, o muncă în plus, pentru că trebuie depuse documente, trebuie făcute dovada, emise dispozițiile, încasați. Executări silite în cazul în care nu se poate directă. Da, și în care oamenii nu depun în mod direct banii. Deci, cum vă spuneam, încercăm să evităm aceste lucruri, să facem controalele de la început. Cel mai greu cred că este să convingem oamenii să fie foarte atenți când completează aceste cereri. Pentru că cererea în sine este o declarație pe propria răspundere. Noi lucrăm prin intermediul, primim aceste cereri prin intermediul cluburilor pensionarilor, pentru că vrem să avem acoperită toată suprafața orașului, încât oamenilor să le fie mai ușor să vină să depună cerere, să le completeze corect. Deci acolo se depun, la cluburile pensionarilor? Acolo se depun, sigur că da. Colegele noastre care lucrează la aceste cluburi și, bineînțeles, colegele de la sediul nostru, pentru că lucrăm prin rotație, n-am putea face față în acea perioadă scurtă de depunere a cererilor, să asigurăm
cum să zic, fluența și oamenii să nu stea foarte mult la rând. Colegele noastre, cum vă spuneam, sunt dispuse să-i ajute să completeze cererile, dar nu pot să completeze în locul dumnealor pentru că este o declarație pe proprie răspundere. Și atunci verificăm cu foarte mare atenție să fie completate toate câmpurile, să fie completat corect, să înțeleagă ce completează, să înțeleagă că dacă deține acele bunuri, până la urmă și declarația dumnealor poate fi, știu eu, considerată că... Sunt declarații? Da, sigur că da. Faptă penală. Da, și au existat situații în care oamenii spuneau că n-au înțeles. Da, de aceea da. Suntem obligate și cu tot dragul le explicăm ce înseamnă aceste lucruri. Acum rămâne și dumnealor să... Este decizia fiecăruia, până la urmă, ce semnează declară, și ce declară. Că după aceea sigur răspund în cazul în care, după verificare, se constată că nu au îndeplinit condițiile legale. Și că nu au declarat corect și am întâlnit și situații în care erau bătrâni și spuneam, bine, dar banii ăștia am pus la bancă pentru situații de urgență. Nu contează acest lucru. Contează să nu existe depozite în sumă mai mare de 3.000 de lei. Am înțeles. Se mai pot depune acum cereri pentru încălzire? Sigur că da, se pot depune aceste cereri pe tot parcursul sezonului rece, atâta timp cât oamenii se încadrează. Care e perioada? Perioada sezonului rece este noiembrie-martie, deci aceste ajutoare se acordă pentru toată perioada sezonului rece, în principiu. Și care e perioada în care se depun cererile? În principiu, cererile pentru a obține aceste ajutoare pentru întreg sezonul rece trebuiau depuse până la data de 20 noiembrie. Ce se depune după această dată presupune acordarea ajutorului pentru perioada rămasă. Deci de la data de 20 a lunii începem să acordăm ajutoarele de încălzire începând cu luna următoare. Deci chiar dacă vin în ianuarie, îi primiți, dar le dați din februarie încolo. Din februarie. Dacă depun cererea până în 20 ianuarie, inclusiv pentru luna ianuarie, dacă depun după 20 ianuarie, începând cu 1 februarie. Da, pentru că există și situații când, este important. Nu au posibilitatea să vină în perioada respectivă. Sau nu s-au încadrat, că este legat și de partea de venituri. Corect. Poate se întâmplă ceva în situația financiară a familiei și se încadrează numai din știu care lună. Și atunci ar fi păcat să nu primească aceste ajutoare de la data în care solicită și se încadrează. Foarte corect. Da. Acum să discutăm despre celelalte activități pe care le aveți, pentru că sunt foarte, foarte, foarte multe. Într-adevăr. De exemplu, acordarea ajutoarelor sociale, iar așa este o activitate asistenții personal pentru persoane cu handicap și eu zic să începem cu ei, pentru că iar așa sunt multe cazuri și iar se pune problema corectitudinii acordării, pentru că am găsit localității, nu știu, în Târgu Jiu, dar am avut reclamații, sesizări, că nu suntem noi organ de control, sesizări din partea unor cetățeni în alte localități, că există persoane care primesc sau au însoțitor și merg cu bicicleta pe stradă, adică au, mă rog, acte de nevăzător și întrebarea mea ar fi, în situația asta e clar, adică vine un dosar medical, nu-l puteți contesta. Exact, și eu voiam să fac această precizare. Dar, dacă este evident faptul că persoana respectivă nu este suferindă atât de mult încât să aibă nevoie de asistent personal, face serviciul, direcția ta ceva sau nu are voie să facă și lasă așa? Sau mai ales dacă există sesizări? Trebuie să înțelegem un lucru. Atribuțiile primăriilor, respectiv la noi, în cazul nostru, a Direcției Publice de Protecție Sociale, este să asigure salarizarea asistentului personal. Deci partea de salarizare, de sprijin din punct de vedere al salarizării. Gradul de handicap se stabilește de către o comisie. Corect. Atâta timp cât bolnavului se eliberează un certificat cu încadrare în grad de handicap grav cu drept la asistent personal, este obligația primăriei să asigure salarizarea asistentului personal, nu să facă aceste verificări în privința modului de acordare a gradului de handicap, pentru că este și firesc. Noi nu suntem medici, nu suntem... Nu puteți contesta o decizie medicală. O decizie medicală specialistului. Dar ați avut reclamații că se dau acești bani și că, de fapt, respectivii n-ar avea? Sau ce, în cazul în care aveți reclamații, ce trebuie să faceți? Reclamații de acest fel noi nu am avut. Efectuăm anchete sociale pentru că prevede legea și avem această obligație. Dar prin ancheta socială noi urmărim să vedem dacă... persoana care este salarizată, deci asistentul personal sau însoțitorul, își îndeplinește atribuțiile prevăzute în fișa postului, adică practic dacă are grijă de bolnav. Noi asta urmărim să vedem. Nu putem contesta gradul de handicap și nici decizia medicului. Verificările noastre la asta se referă. În a vedea că am avut, de exemplu, sesizări că
un bolnav nu este îngrijit bine de către asistentul personal. Astfel de sesizări am avut. Am făcut verificările respective, s-au luat date, s-au luat informații, s-a discutat cu bolnavul. Asta este atribuția noastră de a verifica dacă acel asistent personal care este plătit din banii publici își îndeplinește atribuțiile față de bolnav. Și cum v-am spus, am avut astfel de sesizări, într-adevăr unele nejustificate, pentru că, mă rog, în acea situație altcineva voia să devină asistent personal, fiind vorba de totuși de niște bani, 969 de lei este netul pe care salariul. Îl primește, salariul, da, pe care îl primește asistentul personal sau însoțitor. Avem în plată, avem 400 de asistenți personali și 300 de indemnizații, deci o cifră destul de indemnizații mare. Indemnizații pentru persoana cu handicap, da? Da. O cifră destul de mare, este un buget alocat pentru aceasta suficient de mare încât să și noi să avem tot interesul ca persoana care primește acești bani să se ocupe de îngrijirea bolnavului, pentru că ar fi și păcat, fiind situațiile practic de viață și de moarte pentru acești bolnavi. Sunt persoane cu handicap grav, dacă ne gândim. Și care n-ar putea să descurce sigur, de unde fără un, da, fără o persoană care să-i ajute. O altă activitate a direcției pe care o conduce este acordarea ajutoarelor sociale și aș vrea să spunem telespectatorilor care sunt condițiile pe care trebuie să le îndeplinească cineva ca să beneficieze de aceste ajutoare sociale în momentul ăsta, pentru că legislația se schimbă continuu. Poate schimba, da, sigur că da. În primul rând sunt cele legate de partea de venituri, deci aceste ajutoare se acordă acelor familii sau persoane pentru care veniturile sunt insuficiente sau statul încearcă să le asigure un minim de venit, ca să mă exprim în acest fel și să se înțeleagă mai bine. Ca principiu, omul se prezintă la sediul nostru, se pune la dispoziție un formular de cerere, la fel este o cerere și declarație pe propria răspundere. Se efectuează o anchetă socială după ce se completează această cerere și, bineînțeles, cererea este însoțită de documentele doveditoare a celor declarate. Iar dacă și în urma efectuării anchetelor sociale se stabilește faptul că acea persoană poate beneficia de ajutor social, se emite acea dispoziție de acordare a dreptului. Ca idee, aceleași criterii sunt ca și cele de la încălzirea pe care le-am prezentat cu ocazia subiectului legat de ajutoarele de încălzire, în sensul că oamenii trebuie să facă dovada că nu dețin acele bunuri prevăzute în lista bunurilor care conduc la excluderea acordării ajutoarelor și, în plus de aceasta, pentru a beneficia de ajutor social, devenind minim garantat, de fapt, cum este prevăzut pe legea 416, trebuie să se presteze ore de muncă în folosul comunității. Noi avem 257, cum spunea și dumneavoastră, cifra poate să fluctueze puțin de la o lună la alta, de ajutoare de dosare în plată, iar în cadrul acestor dosare, un număr de 157 de persoane sunt apte de muncă și efectuează și trebuie să efectueze ore de muncă în folosul comunității. Ce fac ei? La ce activități sunt repartizați, da. Noi înaintăm un tabel către serviciul nostru de gospodărie comunală din cadrul primăriei, iar colegii de acolo repartizează oamenii la muncă în funcție de necesitățile, știu, orașului. În principiu sunt folosiți oamenii la activitățile de curățenie, dezăpezire, dacă curățenie, da, măturat, adunat hârtii. Acolo este legată această activitate și de capacitatea de de muncă a fiecăruia. În anii precedenți am avut situații în care pur și simplu ne confruntam cu o avalanșă de scutiri medicale. În ultimii ani nu s-a mai întâmplat pentru că am reușit și am luat legătura și cu medicii de familie care eliberau aceste adeverințe, explicându-le dumnealor că este obligație a celor care primesc ajutoare, este practic o obligație față de comunitatea care le acordă sprijin. Banii aceștia sunt bani publici și trebuie într-un fel și dumnealor să contribuie cu ceva pentru bunăstarea societății noastre. Și acest fenomen s-a eradicat, dar vreau să zic că în acea perioadă pur și simplu ajunsese să avem doar câțiva oameni care să presteze aceste munci, restul veneau cu scutiri medicale. Am discutat practic cu fiecare medic, nu poți să contești un diagnostic, dar și medicii la fel erau de conștienți de acest lucru. Sunt situații în care, da, este iarnă, știu eu, sunt răciți, nimeni nu spune că nu
se pot întâmpla astfel de situații, dar să nu fie ca permanență. Și n-am mai avut situații de această manieră de câțiva ani. Da, păi oamenii se pot duce să spună mă dor ochii de nu mai pot. Medicul nu, sau mă doare stomacul, mi-e rău de nu mai pot. Și medicul îl crede, trebuie să-i zic, băi, dacă da, sigur. Deci, dacă îl doare, trebuie situație, să-i dau da. Ceva, un tratament, nu? Da. Da. Nu e neapărat reaua credința medicilor, da. Cât este dorința unora de a nu munci și de a lua banii. Da, n-am mai avut astfel de situații în ultimii, așa cum vă spuneam, în ultimii ani, pentru că este de înțeles, se întâmplă, își rupe piciorul, e bine, ceva, când se sunt întâmplă. Cazuri, da, da, dar... Da. Dar ca se... practică nu s-a mai întâmplat. Mă gândesc că au fost situații sau primării la care am înțeles că s-ar mai fi perpetuat astfel de fenomene. Sper că nu și că nu este cazul și oamenii au înțeles că trebuie să contribuie și dumnealor cu ceva pentru banii care îi primesc de la banii publici pe care îi primesc. Corect. Mai aveți masa la cantina de ajutor social pe care o gestionați. Și acolo avem 120 de locuri și practic sunt ocupate în permanență aceste 120 de locuri. Mare, cine beneficiază? Mare parte dintre beneficiari sunt chiar beneficiarii de la ajutor social, în plus de orele de muncă pe care le efectuează pentru banii pe care îi primesc. Acești oameni efectuează ore de muncă și pentru masa la cantina de ajutor social, da. Acest lucru a fost stabilit printr-o hotărâre de consiliu, gândind că pe zi valoarea mesei este de 12 lei pentru fiecare membru al familiei și avem familii chiar cu 7-8 membri. Corect. Deci am ajuns la concluzia că fiind aceste bani, deci susținerea cantinei este pe buget local, este firesc ca ceva să se întoarcă. Măcar un membru al familiei un membru al familiei, da, să lucreze ceva. Și da. Nu am avut niciodată probleme cu beneficiarii noștri din acest punct de vedere. Oamenii se duc și fac zilele de muncă. Mâncarea este foarte bună. Este și păcat să nu faci câteva zile de muncă gândind că poți să asiguri atât banii cât și masa familiei. În condițiile în care nu-ți găsești un loc de muncă în altă parte. Sigur că da. Este una dintre condiții ca să beneficieze de serviciile cantinei cât și de acordarea ajutorului social, să fie încadrați oamenii cu vârsta, mă refer cei cu vârsta, de până la vârsta de pensionare, să se afle în căutarea unui loc de muncă, fapt dovedit cu acte, se depun aceste adeverințe la serviciul nostru și se verifică și acest lucru. Dar așa cum spunea și dumneavoastră, atât timp când nu îi se oferă un loc de muncă, ar fi și păcat să nu primească aceste ajutoare, constând atât în bani cât și în hrana pentru membrii familiei. Odată că prevede legea și a doua că sigur aveți nevoie de activitățile astea sunt diverse la nivelul municipiului, locații unde aveți nevoie de momentan de, eu știu, curățenie sau așa mai departe. Întotdeauna și automat, este nevoie. Da, sigur că da, acoperiți asta fără să aveți salariați, alți salariați plătiți, permanenți, da, plătiți sigur că cu da. Așa, aveți da. Pe cei care vin... Și puteți îndruma către oricare dintre activitățile care apar pe raza municipiului. Sigur că da, este un plan anual. Se face un plan anual al activităților. Se aprobă prin hotărâre de Consiliu acest plan anual pentru activitățile desfășurate de beneficiarii venitului minim garantat și oamenii sunt... Există un pontaj, ni se înaintează nouă pontajul, vedem că au efectuat munca atunci, lucrurile merg bine, nu se suspendă dosarul, nu intervin alte modificări. Așa cum vă spuneam, n-am mai avut niciun fel de problemă. Am mici probleme de boală, asta este o situație inerentă. Dacă sunt reale, da, nu se pune problema. Da. De asemenea, gestionați dosarele pentru acordarea locației de susținere a familiei, alocația complementară și cea monoparentală. Sigur. Câte cazuri avem? Avem în jur de 600 de dosare pentru alocațiile acestea de susținere a familiei. Alocații complementare mai multe, mă refer la cele complementare, sunt acele familii sau acordate acelor familii în care ambii părinți se ocupă de creșterea și îngrijirea copilului, iar cele monoparentale, familiile cu un singur părinte. Cum vă spuneam, la monoparentale, chiar dacă lucrează, beneficiază de acest venit? Da, și la complementare și la monoparentale, pentru că sunt anumite limite de venituri. Deci până la 530 de lei pe membru de familie, orice familie poate să beneficieze de aceste alocații pentru susținerea familiei și, bineînțeles, cu respectarea acelor criterii referitoare la bunurile pe care le deține familia, deci să nu dețină acele bunuri prevăzute în lista bunurilor. Și cât e valoarea... alocații complementare? Sunt diferite.
și se împart pe mai multe categorii, pentru un copil, pentru doi, pentru trei, pentru patru, și în cadrul acestora sunt două tranșe de venituri, anumite sume până la venit de, până la 200 de lei pe membru de familie, iar a doua categorie pentru cei cu veniturile între 200 și 530, alte sume. Sumele mai mici. Sume mai mici, sigur că da. La fel efectuăm anchete sociale, verificăm, ne obligă legea să efectuăm anchete periodic sau la, în cazul de sesizări, dar ca idee, dacă cetățenii municipiului nostru consideră că se încadrează, îi așteptăm să depună cerere, se întocmește acea cerere și declarație pe propria răspundere, se atașează documentele, urmează efectuarea anchetei sociale, emiterea dispoziției și oamenii pot să primească acești bani, cu condiția ca și copiii să frecventeze școala. Deci este una dintre condiții și aici. Care este foarte bună condiția? Care este foarte bună. Se mai poartă chiulul și iată o motivare pentru copii să meargă la școală. Da, se ajunge chiar la suspendarea acordării acestor alocații, da. Da, dacă se înregistrează mai mult de 20 de absențe și pe se poate lună? Pe semestru. Și pe se poate, da, și se poate relua acordarea acestor drepturi începând cu semestrul următor. Am avut și astfel de situații, da. Să spunem că pentru telespectatorii care au deschis mai târziu televizorul că Alina Toader conduce Direcția Publică de Protecție Socială din cadrul Consiliului Local al Municipiului Târgu Jiu și asta este motivul pentru care aveți în activitate toate aceste protecții pe categorii de protecție pe categorii, da. Da? Da. O altă măsură de protecție este întocmirea alocației de stat și indemnizații pentru creșterea copilului. Da, tot în cadrul direcției noastre se întocmește aceste dosare pentru obținerea alocației de stat și indemnizații de creșterea copilului. Ne referim în principiu la copiii nou născuți. Dosarul se depune la noi, se copia actelor de stare civilă ale părinților, la fel un formular de cerere pe care îl întocmesc părinții, să ne înainteze aceste dosare la AJPIS pentru a fi puse în plată. Iar indemnizația este pentru mame, nu? Pentru mamele care îngrijesc copiii în vârstă de până la 2 ani. Acestea sunt acte curente sau activitățile zilnice pe care le desfășurăm noi la sediul instituției. În plus de acestea, așa cum spuneați și dumneavoastră, avem mult mai multe activități legate și de cluburile pensionarilor și de... Chiar la cluburile pensionarilor ce? Câți membri aveți? Câte sunt? Ce activități se fac acolo? Da. Avem 4 cluburi ale pensionarilor. Avem în cartierul de Barcader, pe strada Olteniței, pe strada Mioriței și pe strada Tudor Vladimirescu. Sunt cluburi deschise sau dedicate petrecerii timpului liber al pensionarilor. În plus de aceste activități, așa cum vă spuneam, inclusiv cererile pentru obținerea ajutoarelor de încălzire, le preluăm prin aceste cluburi pentru a acoperi toată raza municipiului Târgu Jiu. Ca idee, oamenii vin și își petrec timpul liber într-un mod plăcut, mai ales în perioada de iarnă, cluburile sunt pline. Ca număr de membri, apropo de ce m-ați întrebat, undeva la peste 3.000 de membri avem înscriși. Pensionarii întocmesc o cerere, solicită printr-o cerere înscrierea la club și depună o copie a unui cupon de pensie și a unui act de identitate pentru a vedea pur și simplu faptul că sunt cetățenii ai municipiului Târgu Jiu, pentru că și aceste cluburi sunt finanțate din bugetul local și este firesc ca toate aceste activități să fie dedicate sau destinate cetățenilor din municipiul nostru. Există și o vârstă minimă, pentru că sunt pensionari și la 45 de ani, cei din cadrul armatei, din poliție, din dansatorii, de exemplu, au pensie de la 45 de ani. Nu, am mers nu pe... există o limită de vârstă. Nu adică am stabilit un astfel de criteriu, da, pentru că atâta timp cât este pensionat... Vârsta, au cupon de pensie, se cheamă că sunt pensionari. Se cheamă că sunt pensionari. Nu am avut astfel de solicitări, pentru că, de fapt, cluburile sunt destinate persoanelor vârstnice. Solicitări de maniera aceasta de pensionari, cum spuneați dumneavoastră, din domeniile astea, în mod deosebit nu am avut, sau și dacă au fost din aceste domenii, oamenii erau oricum destul de în vârstă încât să poată să vină la cluburi. Ca activități, multe dintre persoanele înscrise au beneficiat de-a lungul timpului de excursii organizate mai... cu tematică sau fără,
Iar în perioada de vară beneficiază de transport gratuit la stațiunea Săcelu. Deci noi punem la primăria, punem la dispoziția dumnealor un autocar. Anul ăsta, de exemplu, am avut 3 serii de câte 7 zile în luna iulie. Deci se fac înscrieri pe serii, practic. Pe serii, și da. Cât durează o serie? 7 zile, pentru a da posibilitatea cât mai multora să beneficieze de acest serviciu. Este transportul gratuit, intrarea nu este gratuită, pentru că nu putem susține și intrarea, să plătim și intrarea din bugetul local, dar faptul că transportul e mai scump. Este mai scump, da, sigur că da. Este o acțiune care, de care chiar se bucură, deci își fac planificări, își fac, sunt deja prieteni, fiind de atâția ani împreună la cluburi, se știu, cuplează așa familii mai multe în aceea serie, da, se bucură oamenii și ne bucurăm și noi că putem să le asigurăm acest lucru. Și la sediu ce activități au? La sediu pur și simplu oamenii vin să socializeze. Le punem la dispoziție jocuri de șah, de remi, bineînțeles. Televizor, presă. Presă. Dar faptul că vin și discută între dumnealor și vin și povestesc și pleacă de acasă, cred că este foarte mult. Este serviciul lor. Deci, așa cum spuneți, avem pensionari care la ora deschiderii cluburilor sunt prezenți și mai pleacă atunci când se închide clubul. Care e programul? Da, programul diferă. Clubul de pe strada Olteniței, acolo lucrăm practic pe două schimburi, este și cel mai mare. Și avem program de la ora 8 sau de la ora 10 până la ora 20 seara. Mai ales în perioada de iarnă, până la ora 20, ținem deschis tocmai pentru a da posibilitatea oamenilor să petreacă timpul. Știu, se întunecă de vreme, oamenii vor să stea mai mult, să vorbească mai mult, să uite la televizor. Deci programul este și adaptat în funcție de solicitările pensionarilor. La clubul din strada, din cartierul Debarcader, programul este de la 8 la 4. Așa au fost solicitările acolo. Clubul din Miorițe are programul de la 9 la 5. Așa au solicitat pensionarii din acea zonă. Ne adaptăm în funcție de dorințele dumnealor. Tichetele sociale pentru grădinițe și da. Creșele, să nu uităm, și, sunt tot în și creșele, parohia. Da, direcției noastre. Da. Tichetele sociale pentru grădinițe este un lucru foarte frumos și bine că s-a pus în aplicare această prevedere, în sensul că pentru acei copii care sunt înscriși la grădinițe, deci învățământ preșcolar grădinițe, se acordă un tichet social în valoare de 50 de lei pe lună cu condiția frecventării grădiniței. Și iar așa condiționat de venituri? Și condiționat de venituri. Deci nu se dă la toți copiii? Nu. Este o măsură de protecție socială. Se acordă acelor copii unde venitul pe membru de familie, deci al familiei, este de până la 284 de lei lunar. Și cea mai importantă condiție, așa cum vă spusesem mai înainte, este de a frecventa grădinița. Adică atunci când se solicită acest drept prin cererea pe care o punem noi la dispoziție oamenilor, trebuie să această cerere să o însoțească și de documente privind componența familiei, privind veniturile realizate și cel mai important lucru prin faptul că sunt copii înscriși la grădiniță și că frecventează grădinița. Verificarea prezenței se face lunar. Una dintre colegele care gestionează aceste dosare are obligația ca prin sondaj să efectueze inclusiv la grădinițe verificări în privința prezenței. Există și mici excepții, adică pot fi scutiți copiii pe caz medical, deci cu adeverință medicală, sau mici învoiri, dar până la 3 zile pe lună, nu mai mult de 3 zile. Și o singură dată pe an spune legea că pot să depășească această condiție de 50% să fie frecventată în fiecare lună, o singură dată pe an, dacă se depășește această cifră de 50% a lipsei de frecvență, să spun, se poate acorda tichetul și pentru acea lună. Ideea este ca toți copiii să meargă la grădiniță, să beneficieze de serviciile grădinițelor, în sensul de a se tot ce le poate oferi grădinița, să aibă un început mai bun în viață, chiar dacă sunt copii din familii cu venituri reduse. Iar probabil că acea lună la care se dă concesia este pentru perioada în care poate părinții sunt plecați din localitate și normal că ia copilul, poate odată pe an se duc nu știu unde. Este posibil. Sau sunt cazuri medicale. Sau cazuri medicale. Este posibil și acest lucru. Ca idee se acordă aceste etichete pentru perioada septembrie-iunie, deci practic tot copiii sunt cât se frecventează cursurile grădiniței, da? Nu și pentru perioada vacanței de vară.
se pot acorda aceste etichete începând cu luna în care familia se încadrează și îndeplinește aceste criterii și ce trebuie să mai știe cetățenii este faptul că aceste etichete nu pot fi folosite decât în beneficiul copilului. Adică în sensul că se pot procura rechizite, îmbrăcăminte, încălțăminte. Nu se pot procura, știu eu, băuturi alcoolice sau țigări. Nici mâncare nu. Pentru aceasta sunt destinate. Pentru mâncare, deci tot ce este în beneficiul copilului. Dar nu lucrurile acestea care clar nu sunt pentru ei. Nu sunt pentru ei, da. Da, păi mai există cazuri, am întâlnit cazuri în perioada de când sunt în presă, de familii care nu e vorba de aceste etichete, ci de alocație care nu e restricționată la cheltuieli și sunt familii, din păcate, care fac mulți copii ca să trăiască în alocațiile lor, iar cu banii respectivi se duc mai mult la cârciumă. Deci sunt cazuri, nu neapărat în Târgu Jiu, dar am întâlnit. Da. E foarte bine că aceste etichete sunt restricționate. Da, da, e păcat dacă se întâmplă așa ceva. Da, sunt cazuri. Nu sunt multe, dar eu am întâlnit. Ați întâlnit în activitatea dumneavoastră de presă. Noi, dacă am avea astfel de sesizări, am fi obligat să efectuăm anchetă socială și să găsim alte soluții, alte variante, încât copiii să nu fie prejudiciați de obiceiurile proaste, din cauza obiceiurilor proaste ale părinților. Creșele. Aveți 5 creșe la nivelul municipiului Târgu Jiu și știu că cam în toate localitățile, în toate municipiile și în București, dacă nu mă înșel, e o lipsă de locuri la creșe. Cum stăm la Târgu Jiu? La Târgu Jiu, cred că, așa comparativ cu alte orașe, zic eu că stăm bine prin faptul că avem 5 creșe. Noi în fiecare zi primim un număr de peste 30 de copii. Avem și noi, bineînțeles, niște criterii în funcție de care... Aveți cereri mai multe decât... Da, solicitările sunt mult mai mari decât locurile. Câte locuri sunt aproximativ? Diferă de la creșă la creșă, dar ca principiu peste 30 la fiecare creșă. Avem creșe cu 32, avem creșe cu 36, depinde de numărul de 4 cu care a fost acreditată creșa respectivă atunci când s-a obținut autorizația de funcționare. Ideea este că cererile sunt mult mai multe decât numărul de paturi, dar, pe de altă parte, nici copiii nu frecventează toți cei înscriși sau cei care solicită în fiecare zi. Deci sunt situații când 60 copii lipsesc și vin alți copii care, de să nu depășim acel număr pentru care a fost acreditată creșa respectivă să poată să obțină autorizația de funcționare. Ca și criterii de selecție sau de înscriere, noi ne-am orientat la a fi cetățenii municipiului Târgu Jiu, ca principiu, pentru obligatoriu, că... Obligatoriu, da. Iar al doilea lucru de care ținem seama este ca părinții să fie încadrați, să lucreze, practic. Pentru că ar fi nefire să primești un copil la creșă cu, știu eu, mămica și tăticul care stau acasă sau sunt... Sau dacă unul dintre ei nu lucrează. Nu-i primiți. Da, nu că nu-i primim, dar selectăm aceste lucruri. Da. Adică acordăm prioritate celor care... Părinții sunt la serviciu, că pentru, până la urmă pentru aia este nu numai de supraveghere sau nu numai de educare timpurie a copilului, dar că și are și rolul de a supraveghea copilul. Și atâta din cât mămica se află în concediu de creștere a copilului, de exemplu... Ar fi culmea să ducă copilul la creșă. Da, nefiresc să acceptăm cererea dumneavoastră și altă mămică unde nu i-a permis, eu știu, patronul să-și ia acel concediu sau ce, situații de felul acesta, să nu poată aduce copilul la creșă și altă mămică să stea acasă și copilul la creșă. Între ce ani merg copiii la creșă? Noi avem până la 3 ani, deci de la 0 la 3 ani, practic am avut și copii, sau au fost situații și de copii de 6 luni, că zicem că nimeni nu-și aduce copilul până la un an, că totuși e destul de mic. În situația în care se impune și mămica nu are ce să facă și se duce la serviciu, am avut și situații de copii de 6 luni aduși la creșă. Fiecare dintre noi am fost mame și știm ce înseamnă și este o mare atenție pe care colegele de la creșă o acordă tuturor copilor, dar vă dați seama, în special acestor amici, cu atât mai mult. Ar mai fi nevoie de construit creșe sau vă descurcați prin criteriile de selecție să acoperiți cererea stringentă, chiar dacă mai există cereri care... nu au îndeplinite condițiile integral și chiar dacă sunt cereri, nu le onorați decât prioritățile în prima fază. Cerințele sunt acoperite integral. Așa cum vă spuneam, nu toți copiii înscriși
frecventează zilnic greșa. Și ce vă faceți dacă vin toți odată? Găsim soluții atunci, n-am avut o astfel de situație încât să vină peste numărul de paturi. Dar ca principiu, dacă întrebarea dumneavoastră a fost dacă ar mai fi necesară construirea unei alte creșe, cred că niciodată nu ar fi în plus. Să zici că nu ai cu cine, n-ai ce copii să duci acolo sau nu ar fi solicitate și ocuparea acelor locuri. Din ce am văzut noi până acum. Poate și datorită faptului că sunt amenajate și întreținute și colegele de la creșe se preocupă pentru binele copiilor, că fac acele activități adaptate vârstei copiilor, educative, faptul că sunt supravegheați, deci sunt foarte solicitate, mănâncă bine, dorm bine, sunt îngrijiți copiii. Avem cadre medicale la fiecare creșă, deci sunt niște condiții care se asigură copiilor și poate și din acest motiv și o consider ceva laudativ la adresa colegilor care lucrează în creșă, sunt atât de solicitate serviciile creșelor. Căminele nu țin de... Căminele nu țin de direcția noastră, numai creșele. Direcție, da. Știu că băiatul meu cel mic vrea cu doamna Spineanu, o salut pe doamna Spineanu dacă ne vede, doamna Spineanu fiind cadru medical în cadrul creșei. Da. Până când el s-a adaptat ca să vrea să rămână la creșă fără mami, nu vrea decât la doamna Spineanu. Dacă îl lua doamna Spineanu și îl convingea să rămână, rămânea. Și ați văzut fiecare că se atașează de câte cineva, da? Da, da. Și e greu pentru ei să se adapteze, dar e bine că găsesc suflete calde acolo ca să accepte să rămână în creșă până vine părintele de la muncă. Întotdeauna. Și perioada aceasta, știu și eu de la fetița mea, a fost mai grea perioada de adaptare, dar după aceea, așa cum își amintește cu plăcere, așa cum spuneai și tu, de doamnele de la... cu care a crescut. Mai există în cadrul... trebuie spus că la creșe se plătește, ca și la cămin. O contribuție. O contribuție care se plătește. De multe ori... Practic nu acoperă serviciile. Sigur, e o contribuție, este o contribuție parțială. Aparent, da, sigur că nu, da. Nu acoperă serviciile. Nu acoperă serviciile, ar fi... Prea mare ca să... Da. Mai ales că să plătească părinții, e destul de mic și personalul trebuie să fie pe toate categoriile prezent acolo și automat costurile sunt destul de mari. Și sunt creșe în sistem public, poate în sistem privat se plătesc toate serviciile, dar acestea fiind creșe organizate în sistem public, părintele are doar o mică parte, o contribuție. Mai aveți de asemenea în subordine două așezăminte sociale, este vorba de Casa Iris care... protejează persoanele aflate în dificultate. Da, ce se mai întâmplă la Casa Iris? Practic este destinată persoanelor fără adăpost. Acolo avem un număr de 16 locuri pentru bărbați, 16 pentru femei. Și copii? Sunt cazați și copii împreună, sigur că familie. Da, nu separăm familia dacă sunt astfel de situații. Copii, de obicei, sunt copii mici și sunt cazați împreună cu mamele. Chiar în zilele acestea, în ultimele zile, numărul locurilor la bărbați a fost ocupat integral, adică au fost ocupate cele 16 locuri, pentru că știți că pot să intre sau să solicite serviciile și numai pentru o noapte, acești oameni, sau pot să solicite serviciile noastre și pe o perioadă mai îndelungată. Cât e maxim? Avem un regulament unde zicem noi 30 de zile pe an, dar cu posibilitatea de prelungire dacă situația nu se îmbunătățește cu nimic pentru acea persoană, se efectuează din nou o evaluare. Încercăm în această perioadă de 30 de zile să luăm legătura și cu membrii familiei dacă pot să acorde sprijin persoanei aflate la Casa Iris, dar de cele mai multe ori nu s-a reușit acest lucru. Niciodată nu au fost lăsați oamenii în stradă, deci chiar dacă se depășește și această perioadă de 30 de zile și mergem cu alte prelungiri de alte 30 de zile, nu au fost lăsați oamenii în stradă, mai ales în perioada de iarnă este exclus acest lucru. Chiar dacă am depășit numărul de locuri, deci s-au ocupat toate paturile, suntem pregătiți să venim în sprijinul oamenilor în sensul că avem saș de dormit. Deci, practic, ne-am dotat și cu saș de dormit acest centru pentru situația în care... Se depășește numărul de paturi. Da, oamenii nu poți să-i lași în stradă, indiferent. Găsești o soluție. Și la femei? N-a fost ocupat numărul, deci încă avem locuri disponibile. De obicei, nu știu, bărbați sunt mai mulți. Probabil situația din familie face ca mai mulți bărbați să fie fără legături de familie decât femeile.
Am înțeles. Da. În momentul de față, cam câte persoane sunt în casa Iris? În momentul de față, ieri, de exemplu, erau 15 bărbați, erau 12 femei, dintre, na, femei cu copii, că 4 erau copii. Deci femeile sunt cazate împreună cu copiilor, nu cu firesc. Și acolo primesc și hrană? La intrarea nu. La intrarea în centru primesc haine curate, primesc periuță, pastă de dinți, li se dă posibilitatea să gătească, deci avem o bucătărie amenajată și organizată cu tot ce trebuie. Hrană primesc prin intermediul cantinei de ajutor social, asta dacă se încadrează ca și criterii și dacă solicită, dar marea majoritate au solicitat și s-au încadrat. Pot să existe și situații în care, știu, să fie o chestie de tranzit, adică o noapte, două, s-a întâmplat ceva în viața acelui om, nu ajunge să facă cerere pentru obținerea hranei la cantina de ajutor social, dar avem și situații în care oamenii sunt și beneficiari de ajutor social, primesc și masă la cantină și sunt și cazați la Casa Iris. Prevede legea, e permis așa, este permis și problemă. Da, sigur că da. Și vorbeam înainte de emisiune, mai aveți o activitate legată de un centru, centru Iasomia, despre da. Care iar așa e de vorbit, care găzduiește, să zicem, în ghilimele, copii, da. Iar activitatea este organizată de o fundație și primăria susține în practic parteneriat. Da. Care este, unde se află și care este activitatea acolo? Centrul Iasomia poate asigura servicii pentru un număr de 40 de copii. Noi, ca primărie, asigurăm masa acestor copii în sistem de catering, adică suportăm costul acestei mese. Este 16 de lei pe zi. Masa se acordă inclusiv sâmbăta, deci în zilele săptămânii, da? Inclusiv sâmbăta. Adică da, mai puțin duminica. Vin și acolo sunt, da. Vin și sâmbăta. Vin și sâmbăta, vin. Pentru că fundația cu care lucrăm în parteneriat, așa cum vă spuneam, asigură partea cealaltă de servicii, în sensul de a asigura copiilor supraveghere și ajutor pentru efectuarea lecțiilor. Deci pentru e un fel de after school? Un fel de after school. La care fel. Copiii nu plătesc sau familiile nu plătesc? Nu plătesc nimic. Un fel de after school la care familiile nu plătesc și în plus de asta li se asigură și mâncarea gratuit prin intermediul primăriei Târgu Jiu. Și am înțeles că sunt în jur de 40 de locuri, de locuri. Acolo, da? Da, sigur că da. Și sunt criteriile? Cine le stabilește? Adică fundația e cea care selectează copiii sau cine? Criteriile sunt stabilite printr-o hotărâre de consiliu. Chiar vrem acum să mergem mai în amănunt pe aceste criterii într-o ședință viitoare de consiliu. În sensul că aici este firesc să aibă acces copii din familii cu venituri reduse pentru că nu își pot permite, știu eu, să plătească pe cineva să-l ajute pe copil la efectuarea lecțiilor, dar prin faptul că fundația asigură aceste servicii este un lucru important pentru familiile cu venituri mici, dar în cadrul cărora copiii vor să progreseze și vor să facă ceva. Iar părinții au servicii. Iar părinții au servicii, nu? Este una dintre condiții, deci părinții să fie la servici, pentru că altfel nu este firesc ca un copil cu, știu, părintele acasă să nu se ocupe de copil și să-l aducă pur și simplu la Iasomia, că nu vrea să se ocupe. Că e gratuit. Și că e gratuit. Și mănâncă și, și mănâncă scapă gratuit. De el de acasă. Da, da, da. Este o colaborare frumoasă pe care o avem cu fundația respectivă. Copiii sunt mulțumiți, chiar sunt solicitări multe, ca și criteriu, așa cum vă spuneam, părinții să fie ocupați, copiii să fie școlari, până la vârsta de 14 ani se acordă aceste servicii. Masa este foarte bună, dar, da, felul 1, felul 2, dulciuri, inclusiv sâmbătă. Suntem la final de emisiune, mă bucur că am reușit să cuprindem toate activitățile, nu știu dacă a mai rămas ceva, toate activitățile Direcției Publice de Protecție Socială din cadrul Consiliului Local al Municipiului Târgu Jiu. Sunt bugete alocate pe lege. Iată că cetățenii cu probleme au sprijin din partea comunității locale, practic, pentru că vorbim de bugetul public care se strânge de la toți, da, membrii comunității. Cât personal aveți acolo de vă ocupați de toate problemele astea? Sunteți mulți? Aveți treabă? N-aveți treabă? Personalul, la un moment dat, consideram că este depășit de atâtea probleme. Dar, printr-o bună organizare a activității, trebuie să facem față, pentru că niciunul dintre cetățenii care vine la instituția noastră nu vine
De drag. Pur și simplu de drag. Și de multe ori vă mai țin și de vorbă că sunt supărați și încearcă să-și povestească, să vă convingă câtă nevoie au de serviciu. Ne-am obișnuit și înțelegem pe fiecare și înțelegem și avem răbdarea să-l ascultăm. Pentru că, așa cum vă spunem, sunt oameni sărași care vin la noi. În principiu, nu mă refer la cei care vin pentru întocmirea dosarelor de alocații sau de indemnizații de creștere a copilului. Dar, în principiu, sunt oameni... Ceilalți sunt toți cu probleme. Cu probleme și... Dacă nu vine să ne povestească, nu o cui să povestească. Da, și ei își expun problema ca să dovedească că au nevoie de serviciile pe care le acordați. Și nu numai, ascultându-i pe fiecare, încercăm să găsim soluții alternative. Dacă este ceva ceea ce ne depășește sau ne permite legislația, încercăm să-i îndrumăm către alte instituții unde pot să obțină mai multe informații, mai multe servicii. Chiar dacă nu se încadrează, la noi, încercăm să... Da, și recomandăm să se adreseze altor instituții. Dragi telespectatori, emisiunea este la final. Alina Toader, director adjunct al Direcției Publice de Protecție Socială, a fost invitată mea în emisiune din cadrul Consiliului Local al Municipiului Târgu Jiu. Mulțumesc, Alina, pentru prezență. Mă bucur că am avut ocazia să le explicăm la cetățeni toate drepturile pe care le au când au probleme și au nevoie de protecție socială. Și dacă n-am reușit, poate să ating eu toate punctele, ideea este că dumnealor știu unde trebuie să vină și în măsura în care putem, suntem la dispoziția oamenilor, iar dacă ne depășesc acestea, ca și cadrul legislativ mă refer, avem posibilitatea să îi îndrumăm către alte instituții. Mulțumesc pentru prezență și dumneavoastră, dragi telespectatori, pentru atenție. La revedere!